Mă gândeam la primul Crăciun, citind textul acesta despre păstorii din Betleem care au primit această veste extraordinară. Vedeți, după atâția ani și după atâta sărbătoare, atâta tradiție, Crăciunul este absolut fulminant, strălucitor, plin de lumini. Peste tot unde te duci, deja cu o lună de zile înainte de eveniment, suntem inoculați cu sărbătoarea aceasta pe care putem să o auzim, să o vedem peste tot. Să știți că primul Crăciun a fost mult, mult mai discret. Foarte discret. Parcă Phineas spunea că Dumnezeu uneori ascunde lucrurile. De fapt, unul dintre teologi îl bănuiesc pe Dumnezeu că se ascunde singur. Îi și spun Deus absconditus, Dumnezeu care se ascunde, ne revelează câte puțin. Cineva spunea că nu ne spune prea mult ca să nu mai putem să ne îndoim, dar nici prea puțin ca să îl excludem întru totul. Dumnezeu ne provoacă de fiecare dată. Primul Crăciun a fost consumat printr-o discreție extraordinară a lui Dumnezeu. Există o poveste frumoasă, mi-aduc aminte întotdeauna de Crăciun de ea și cred că și vă o spun întotdeauna, așa că de la o anumită vârstă, dacă pastorii se repetă, cred că nu-i mai condamnați, înțelegeți că așa se întâmplă, e normal asta. Se spune că atunci când au pregătit evenimentul Crăciunului, a nașterii Mântuitorului, îngerii din ceruri care erau însărcinați cu pregătirea acestui eveniment extraordinar s-au dus la Dumnezeu cu sugestii și au zis: Doamne, o să organizăm un cor din ăla de îngeri cum n-a văzut Universul niciodată. Avem deja vreun miliard de îngeri care se pregătesc pentru evenimentul ăsta. Idee bună, a spus Dumnezeu, dar numai un grup mic, vă rog. Așa, numai un grup mic. Un alt înger a sugerat să se aprindă atâtea stele pe cer într-un spectacol cum n-a mai văzut omenirea niciodată. Și Dumnezeu zice: o idee bună, dar numai una vă rog. Numai una vă rog. Se pare că această discreție a lui Dumnezeu a continuat pentru că evenimentul a fost revelat unor ciobani. Acum, dacă vrei să se audă ceva, nu? Un eveniment mare, să facă publicitate, te duci la televiziune sau eventual îți spun la niște femei, nu? Că astea dau telefoane, imediat, nu te duci la niște ciobani, nu? Să spui despre chestia asta la niște ciobani. Ăștia uită să povestească și când ajung acasă ce s-a întâmplat, nu? Știți dumneavoastră, de la bărbații dumneavoastră, chestia asta. Apoi, Dumnezeu revelează evenimentul ăsta la niște străini, niște savanți care stau toată ziua cu ochii în stele sau în cărți, nu? În calculele lor și nici ăștia nu sunt buni la publicitate. Despre Einstein se spunea că a fost întrebată nevastă-sa ce părere are despre omul ăsta extraordinar de deștept. Zice, se pricepe la orice, în afară de a făcut bani. Zice, nu se pricepe la făcut bani deloc. Trăiau în mizerie. De ce la niște ciobani și la niște savanți? Foarte puțin la număr. Pentru că Dumnezeu nu voia să ne cucerească prin, eu știu, grandoarea unui spectacol cu care să ne demoleze pe toți, să cădem pe spate, cum spun românii. Nu, Dumnezeu voia să ne cucerească cu dragostea Lui. Venea vulnerabil ca un copil în lumea noastră, urmând să crească ca unul dintre noi și încet, încet să ne cucerească iubindu-ne. Probabil că e greu să înțelegem din perspectiva 2000 și ceva de ani această discreție a lui Dumnezeu. Când astăzi Crăciunul este sărbătorit de noi cu atâta pompă, cu atâta culoare, cu atâta sunet, cu atâta regie, totuși,
Mesajul Crăciunului este același, indiferent dacă el se ascunde în muzică și în spectacol sau în discreția cu care se revelează unor oameni simpli. Mesajul este același. Hristos a venit, a venit să ne mântuiască, a venit să salveze lumea.